Deputatul Florian Nicolae are la rândul său un mesaj special pentru toți giurgiuvenii, acum de Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului. De Sărbătoarea Crăciunului îmi doresc ca toți giurgiuvenii să aibă pace în suflet, să trăiască cu bucurie și să creadă că anul care vine va aduce pentru orașul nostru mai multă bucurie în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, doresc giurgiuvenilor să petreacă frumos, să fie sănătoși, să fie împliniți și le urez la mulți ani.